Bună dimineața, dragii mei! Astăzi este duminică și, ca de obicei, duminica fac predicțiile în cafea. Așadar, v-am pregătit deja trei cești, faimoasele trei cești. Dacă doriți să aflați cum vor fi următoarele zile, săptămâni, următoarele zile, săptămâni, la mine însemnând de la o săptămână, de la o zi până la 30 de 40 de zile, dar, în general, energiile sunt foarte rapide, am observat în ultima vreme, așadar, cu multe dintre ceea ce o să vă spun, probabil din ceea ce văd în ceașca de cafea, vă veți regăsi în săptămâna care urmează, fie la nivelul vostru personal, în viața de zi cu zi, fie la nivel de societate, acolo unde interacționați cu societatea în viața voastră de zi cu zi, acolo unde vă aflați. Bineînțeles, prin detalii generale, unii rezonați poate mai mult, alții mai puțin. Am văzut că foarte mulți îmi lăsați mesaje că rezonați foarte bine, chiar 100%, 1000%, am văzut câte cineva poate exagerați, dar în orice caz vă mulțumesc pentru apreciere, vă mulțumesc pentru feedback-uri. Chiar vă rog pe toți cei care urmăriți predicțiile în cafea, în mod special, să-mi lăsați și de data aceasta, fie prin pe chat, dacă vizionați această predicție, să-mi lăsați pe chat la predicție ceea ce credeți, ceea ce înțelegeți din ceea ce văd în cafea, dacă se potrivește. Bineînțeles, trebuie să știți că predicțiile sunt pentru viitor, așadar, mulți puteți să nu vă regăsiți cu ce s-a întâmplat în trecut, comparativ cu ceea ce va fi în viitor. Nu aveți nici voi unde să știți exact dacă în viitor se vor întâmpla lucrurile așa sau nu, dar, în general, vă puteți da seama dacă răspunde la anumite preocupări ale voastre, la anumite întrebări ale voastre și mai ales ținând cont că mulți dintre voi poate sunteți să vizionați aceste predicții la acest canal nu pentru prima dată, așadar înțelegeți mai bine cum sunt energiile. Iar puteți lăsa și prin mesaje, bineînțeles, mesajele voastre, să-mi scrieți după ce vizionați varianta aleasă de voi, dacă v-a răspuns la întrebările, la așteptările voastre, dacă v-ați regăsit în acestea, pe voi, pe cei cu care interacționați de obicei. Și, bineînțeles, vă invit să reveniți după ce trece perioada acestei predicții de câteva zile, săptămâni și lucrurile se întâmplă sau nu se întâmplă, să lăsați mesaje și să spuneți ce a fost și ce n-a fost. Și așadar vă invit și de data aceasta să vă alegeți una dintre cele trei variante pentru a afla cum vor fi energiile în săptămânile care urmează, în următoarele zile, săptămâni, dar în special pentru această săptămână care urmează, la ce vă puteți aștepta. Vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. Am pus pe fiecare câte o piatră. Am pus pietrele acestea colorate pentru că știu că vă plac, piatra roz, piatra albă sau piatra albastră. Înainte de a începe, bineînțeles, mai doresc să adaug că vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și feedback-uri, pentru că sunteți înscriși, vă mulțumesc și celor care nu sunteți înscriși, pe voi care nu sunteți înscriși, vă invit să vă înscrieți, să lăsați și voi mesajele voastre. Și bineînțeles, vă doresc tuturor celor care purtați numele de Valentin, Valentina sau derivate ale acestui nume, vă doresc la mulți ani, petrecere frumoasă dacă sărbătoriți această aniversare sau poate e ziua voastră de naștere pentru unii dintre voi. La mulți ani tuturor vouă și celor dragi vouă, multă sănătate, dorințe împlinite și bineînțeles tuturor îndrăgostiților. Să aveți parte de iubire împărtășită, de viață lungă și fericită alături de cel drag, de cea dragă. Și să vedem ce se întâmplă, cum va fi, ce se va întâmpla, care sunt energiile. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra roz, prima variantă. Așadar, o să pun aici și o vedeți voi, ceea ce arată așa. Deja am văzut inimioare, deja am văzut aici, se vede că a fost o zi de dragoste. Că este zi de dragoste astăzi, văd aici la voi inimioară, deci chiar în inimă o aveți, da, să zic așa.
un drum către, poate unii dintre voi chiar ați făcut un drum ca să vă întâlniți cu, pentru astăzi sau pentru zilele următoare, să vă întâlniți cu persoana iubită sau a venit către voi, aș mai bine aș spune, persoana iubită. Văd aici la voi în casă, astăzi vă vin vești în orice casă, știți, așteptați-vă la vești, așteptați-vă la, chiar și musafiri aș putea să spun, văd un M aici, o întâlnire într-un punct, o oră, o zi. Da, văd aici întâlnire care va fi, văd și dar la voi, un S foarte mare, un C, veți avea un succes în orice caz, sau poate că aveți pe cineva cu litera de S, mai văd un nu, cineva care vă întinde ceva, un buchet de flori, da, aveți aici o persoană care stă și vă întinde ceva, da, deci este cineva care se întinde către voi, să vă, mai e cineva și curios, da, e și cineva curios care vrea să știe, da, sunteți urmăriți, să știți, totuși, cineva vă urmărește. Aveți și un B, puțin cam răsturnat. Unii poate ați trecut și printr-un doliu, pentru că eu văd aici la voi că aveți ori o boală, cineva la pat, ori că are o cruce răsturnată, poate să fie și asta o credință care a căzut sau cineva care a căzut. Văd aici un bărbat, bun, aș spune eu, ține în capul său o veste, așteaptă să știți că cineva se uită către casa voastră, vrea să vă întâlnească și vă veți întâlni. Vă văd aici față în față, în două puncte. Dar mai e cineva cu voi. Deci, oricând aveți copii, oricând vă duceți, vă întâlniți cu mai multe. E cineva care vă iubește, un bărbat, să știți. E un bărbat cu ochii mai mărișori, așa. Vă se gândește la voi. Mai văd și un I aici. Cineva cu I, un A, un avion. Vă vine veste, orică vine cu avionul această persoană. Orică vine cu veste. Veți un opt, o hotărâre, trebuie să luați o hotărâre pentru un dar aici, văd, pentru o dragoste, cu toate că ați avut suferință, poate, în dragostea aceasta, e cu oarecare suferință, să zic, da, sau neliniști, poate să fie, văd aici, o lebădă, totuși, o lebădă, dar, prin păcate, e cam închisă la culoare, deci are o greutate care o duce. Atenție că veți fi și ispitiți, o steluță, o stea, vă urmați steaua, destinul vostru, sau aveți întâlniri de destin, fiți atenți astăzi, zilele acestea, că veți avea niște întâlniri de destin. Oricând vă duceți voi, poate, la cineva care e bolnav, poate să fie și o astfel de situație, da? Pentru că veți avea succes, faceți o cucerire, nu știu, da? Deci, dar în afara casei, totuși, fiți prudenți, că eu văd aici, totuși, o situație puțin cam îndrăcită. Deci, energiile nu sunt foarte curate în afara casei, pe unde sunteți. Sunt persoane mai agresive, persoane mai manipulative, persoane care au un bâzdâc, persoane care mint, care înșală, că văd aici un cap, parcă e și un cap de femeie aici, cu dita mai părul, dar are o dita mai corn în capul său. Da? Deci, atenție că cineva parcă vrea să vă, orică vrea să vă fure dragostea, orică vrea să. Nu e o persoană prea sinceră. Aici văd o situație. Pentru niște bani. Poate să fie la servici aici, în afara casei, legat de servici. Veți avea de-a face poate și cu zodia Berbec Taur. Văd aici, la voi. Sunt poate niște chestiuni legate de petrecere aici, de persoane care vor să aibă o viață ușoară, așa, de, nu știu, deci trebuie să vă mențineți într-un echilibru. Să nu vă pierdeți echilibru, că văd aici că sunt provocări, să știți. Deci, orică vă luați la ceartă cu cineva, ori să nu asistați voi la o ceartă. Aici parcă zici că e un dita mai dinozaurul cu ochelari de soare. Deci, o persoană foarte, nu știu dacă voi o vedeți, ca un dinozaur, ca un dragon, ca un nu știu ce să zic că e aici. Și în capul său are acest drăgușor și în capul acelui drăgușor mai este încă o drăgușoarcă, să zic așa. Deci sunt persoane, ca să zic așa, puțin mai malefice, puțin mai imorale, nu știu, fac lucruri de nefăcut, fac lucruri care nu sunt corecte. Sau sunt persoane foarte ambițioase, poate să fie și o astfel de situație, că diavolul aduce cu sine tot ce e mai ambiții, orgolii puternice, energii puternice, poate să fie vorba de o atracție fizică, pentru că aici văd două persoane care parcă abia așteaptă, aleargă una către alta să se întâlnească, deci pot să fie și, aveți avea în afara casei poate o întâlnire cu cineva de care vă simțiți foarte, foarte atrași, dar fiindcă sunt acești drăgușori aici, uite cu taicoada are aici,
Nu știu dacă voi îl vedeți cum stă, parcă stă pe scaun. Atenție că poate urma ceva legat iară de lucru pe internet. Apar niște înșelătorii că această persoană stă pe scaun. Ia uite câte are coada are și stă și în fața sa are parcă niște mai multe computere, mai multe, toate negre, deci toate cu niște hotărâri acolo, văd niște, pentru bani, niște bani mai mulți. Parcă aici se întâlnesc totuși, deasupra stau niște îngeri și veghează. Iar uite, ia îngerii aici cum stau aliniați așa, da, se adună. Se uită, încearcă cumva să dea, să plasă o pâclă. O să fie probabil, e pasăre, Doamne, cât e de mare. Deci, iară se întâmplă ceva la nivel de societate. Bubuie iar ceva, să știți că uite câte ciuperca mare aici pentru un dar mare. Poate să fie vorba și de o alunecare de vulcan, nu știu ce să fie, poate o erupție și aici și aici. E o cruce mare pe negru, dita mai crucea, orică o persoană din societate cu putere, cu forță, încă una aici, poate să se întâmple ceva, deci eu nu vreau să ascund. Spun că în afara casei se vor întâmpla aceste lucruri, aproape de unde sunteți voi, probabil, sau va influența viața voastră de zi cu zi, în drumurile voastre, către servici, către cumpărături, către întâlnirile cu cei dragi, pentru că este în afara casei, da? Deci vine dita mai pasăre, nu știu dacă o vedeți, care are aripile întinse. Deci poți să o privești așa, apare o ciupercă imensă, poți să o privești așa, apare dita mai crucea, are cruce cu cheie, are o cheie, deci cum să vă spun, are un secret, face, sunt niște chei făcute, ca să zic așa, care să blocheze niște situații sau să acopere niște situații, să nu se vadă niște situații, să nu se înțeleagă niște situații, deci sunt niște situații îndrăcite, care au legătură și cu femei îndrăcite, au legătură și cu bărbați, mult mai mulți bărbați văd aici îndrăciți, femeile nici nu se văd, deci e una singură, un cap, ca și cum ar fi și ea un șef acolo, stă în spinarea unui alt drăgușor, ai cineva stă în genunchi, are legătură și cu credințele că uite, e cineva în genunchi care se roagă, dai pe negru. Sau poate să fie persoane și care trec într-o suferință puternică, dar au în capul său drăgușorii, deci sunt cu drăgușorii puși pe această persoană, ori se fac iară magie neagră, se lucrează cu magie neagră, pentru că drăgușorii aduc și magie și această cruce mare pe negru, care poate să facă chiar în biserică, deci chiar la biserică se aduc persoane și fac ceva. Da, deci văd eu aici și sunt lucruri de mult vechi, pentru că aici ai câte capuri de dinozaur. Nu știu dacă voi îl vedeți exact cum îl vedeți în desene animate. Da? Apar vești, să știți, vă vin vești. Vă vin vești, deci uite cât ai capul, dacă îl vedeți voi, uite-i ochii, uite-i botul, uite-i coarnele, că sunt de mari. Da? Deci cât ai căpușorul de îndrăcuri. Deci nu e că vorbesc eu. E ură mare, e pentru dragoste, deci să știți că aceste chestii care se fac, se fac pentru dragoste. Uite cum stau doi draci, unul într-o parte și unul într-o parte și între acestea ia sedita mai inimioara. Deci pentru dragoste se fac acestea. Se fac greși farmece pentru a atrage în niște situații îndrăcite persoane care să se îndrăgostească, dar în spatele lor sunt niște lucruri malefice, niște făcături, niște, nu știu cum să zic, sunt niște interese de petreceri, de lucruri ilegale, imorale, da? Deci cu toate că e dragă, de-aia am văzut lebăda asta, deci e dita mai lebăda, dar e pe negru. Și aici la fel, e inimioară, dar e pe negru, toate pe negru. Or să se întâmple, Doamne ferește, vreun necaz, vreun ceva, unde persoane care sunt îndrăgostite au probleme, ori nu știu ce să spun. Deci nu-mi pare mie aici un lucru curat. Deci ce văd eu aici, energie negativă, deci în afara casei o să aflați, o să se întâmple, sunt persoane care poate că au, și aici e dita mai pasărea pe negru, pasărea. Deci pot să apară situații conflictuale, situații înșelătoare, situații de manipulare, situații îmbolnăvicioase, să zic așa, care vă pot îmbolnăvi într-un fel sau altul. Apoi treceți, ofta, să știu, o să vă supărați de ceva, din păcate, pentru de ce nevoie de salvare. Orică vor fi, am zis, probleme de vreme, probleme de, nu știu, că vine vreme proastă, că aici pare, nu pare că e zăpadă, mai degrabă zăpada vine pe aici, uite ce o să fie și zăpadă, dar aici pare mai degrabă o situație în care sunt persoane poate de alte religii, alte culturi, că de aceea e acea dita, uite încă o cruce pe aici, pe aici, jos. Deci o să apară niște situații care durează de mult, sunt de mult, sunt vechi, sau aici această persoană îndrăcită care e cineva care de mult timp lucrează adică are o experiență sau are foarte multă răutate, foarte multă. Sunt niște persoane aici foarte îndrăcite, complicații aici care sunt. Dar veți auzi de verighete, de
de cătușe, să știți. Deci se mai rup. Văd că încearcă să se rupă la nivelul de jos, că aici undeva e sus. Deci aș putea să spun că aceste persoane care sunt aici au mai multă forță, putere. S-au ridicat, să zic așa, au bani, au să zic, anturaj, au relații. Dar mai jos se vor întâmpla niște. Mai jos aici le văd rupte situațiile, se mai desprind, se mai reușesc cumva să se dezlege într-un fel, se separă, pentru că văd și mai multe rânduri de cătușe, deci sunt mai multe rânduri, pe grupulețe, grupulețe, orică nu se cunosc între ele aceste persoane, dar au legătură cu acest cap de drac până la urmă, cum ar fi, sunt niște ramificații care duc toate aici, chiar dacă nu toate persoanele se cunosc între ele. Că sunt multe, 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 multe cătușe. Unele au mai fost deja, au mai trecut, că uite, unele sunt cătușe desfăcute, altele sunt închise. Uite, aici sunt una, două, trei, patru cătușele în lanț, se țin lanța, au de mai multe ori, au avut mai multe fapte de acest gen care au fost. Deci, eu le văd și sunt și persoane, dar sunt și ei ezoterism aici, uite, sunt și persoane. Aș putea să spun, le văd diageme, mai văd aici, Epsilon, știți că e simbolul lui Epsilon. Litera E poate are legătură cu litera E, 3, S, cu S mai are, cu I, cu G, cu J, cu L, N, M, nici nu pot să-mi dau seama că sunt foarte multe litere, e foarte mult ezoterism aici și pe alb și pe negru. Sunt persoane care se ocupă sau persoane credincioase care au făcut totuși lumina, fie prin ajutorul ezoterismului, fie prin rugăciune, că le văd aici cu cruciulițe pe alb, dar sunt în genunchi, rugându-se. E foarte multe aici, sunt foarte. E multă lume, sunt locuri unde e multă lume, multe persoane, da? Și sunt drumulețe între ele. Deci, voi, dacă nu știu dacă voi vedeți, deci aici e blocaj, nu se vede. E totul acoperit, diavolul a făcut niște chei, a făcut niște chestiuni care a acoperit afaceri, că sunt bani aici mulți, a făcut ceva. Dar dedesubt sunt drumulețe. Deci dedesubt totul se începe, acolo se mișcă, acolo sunt mișcări, acolo sunt, ia uite câte drumulețe în sus, în jos, dar mărunte, de colo-colo, adică nu foarte la distanță, da, o să auziți. Apoi urmează o perioadă de liniște. Deci câteva, 2-3 zile, probabil în următoare 2-3 zile, o să auziți de niște chestiuni, arestări, lucruri care ies la suprafață, bubuie ceva undeva. Adică la propriu sau la figurat, că eu când văd că bubuie, bubuie, adică ia foc ceva la un mod mai mare, pentru că s-a strâns, s-a acumulat în zona respectivă, nu că neapărat acolo unde ia foc se întâmplă, ci că în zona respectivă sunt niște energii malefice, persoane care au suferit foarte mult sau persoane care au făcut niște lucruri, da, și se acumulează energiile și iese la suprafață ceva, da, deci parcă se țin lanț, o văd una, două, trei, patru chestiuni care parcă iau legătură, se vor ieși una după alta, se vor întâmpla una după alta. Da? Deci lucruri care vor ieși la suprafață, persoane care fac niște lucruri și duc către alte situații. Asta pot să vă spun că vă așteaptă să aflați. Pe unii poate chiar intrați în această situație, pentru că vă văd aici în mijlocul acestor drumulețe, alții poate că treceți, că sunteți deasupra, și auziți de aceste lucruri, vedeți, vă mirați, treceți mai departe, că sunt aici, aici vă întâlniți undeva, o să vă întâlniți cu cineva, cu litera de P, mai văd aici pentru niște discuții, pentru un interviu, aș putea să spun, sau pentru a rezolva o chestiune legată de sănătate, poate. Da, are legătură cu, sau pentru servici vă trebuie, pentru sănătate vă trebuie să vă faceți un control, să vă faceți analize, să vă faceți un test ceva. Văd aici că vă veți întâlni. Un H, deci vă duceți undeva la un spital, deci aveți niște întâlniri pentru așa ceva. Da? Deci văd aici, posibil să aflați de un doliu mai mare, deci de doliu acesta nu, doliuri vor fi, deci mai durea, o să mai gurmeze, deci văd că se vor ține încă vor mai fi, să știți, serioase, deci, vor fi blocaje aici. Uite, sunt avioane care parcă nu reușesc să se ridice. Da, deci aici sunt. Deci nu, nu, vor fi blocaje. Blocaje, iară, poate sunt 1, 2, 3, 4, pe mai multe state, pe mai multe zone, niște blocaje aici. Deci nu se circulă doar la lucrurile mărunte, la lucrurile de aici până acolo. Uite, aici, uite, un elicopter. Deci iar să mai caută cineva.
Case. Poate să fie vorba și de alunecări de teren sau de. Poate să fie că văd aici acoperiș de casă deasupra un elicopter care parcă urcă vrea pe cineva. Încă două, sunt două elicoptere. Încearcă să salveze pe cineva. Poate să fie vorba de inundații. Poate să fie vorba de. Nu știu, alunecări de teren cu tremur, Doamne ferește, că prea aici, v-am zis, bubuie ceva. Deci se vor întâmpla niște lucruri. Da, deci e edita mai elicopter, deci îl puteți vedea și voi, ia uite-l aici. Deci perfect, perfect, perfect și încă unul aici. Unul aici și unul deasupra sa. Deci sunt, da? Deci caută pe cineva, vor fi persoane care, da, aici, un copil aici, văd un cap de copil, totuși, da. Sau de femeie, nu știu ce să zic, că e persoane care se întâlnesc aici, vă mai ați întâlnit cu cineva pentru niște daruri. Urmează apoi o perioadă în care, deci e nevoie de curățarea energiilor, să știți, vor fi niște blocaje, deci vor fi niște goluri care se vor umple aceste goluri, dar vor trece perioade în care va trebui să aveți mai multă ambiție, poate mai multă, zic așa, răbdare. Da, deci uite câtă perioadă de răbdare trebuie să aveți voi ca să vă curățați energiile, ca să se liniștească apele. Fiți cu răbdare, deci nu intrați în situațiile astea răcite, pentru că voi puteți trece de ele. Dar dacă nu sunteți atenți, vă agață aceste drăgușoare. Deci uite ce sunt, că sunt și femei, și bărbați, eu le văd aici îndrăcite, dar e o femeie mai mare, aici mai îndrăcită, mai matură o văd eu un pic, femeie mai matură, cu un ochi se uită, parcă cu noi nu se uită. Da, deci parcă face așa cu ochiul sau e ea așa, are un ochi mai închis, unul mai deschis, așa e foarte. Ea e, stă mai deoparte, să zic așa, dar e îndrăcită, ea poate atâță, poate, sau are cunoștință în orice caz. A avut și ea o suferință, un doliu, ceva, pare aici, a avut niște suferințe și s-a convertit, să zic așa, la rău. Da, sunt niște situații care vor ține ceva, câteva zile, cel puțin săptămâni, poate pentru, depinde de la energiile voastre, cum sunt, de cât sunteți voi de activi și dau sau de pasivi, interacționați cu energii mai active sau mai pasive care sunt în rezonanță într-un fel sau altul cu ale voastre. Văd aici totuși că se adună iară niște pom, niște întâlniri, poate la nivel înalt sau de îngeri, iar apar niște revelații, niște miracole, niște salvări, vor apărea niște salvări, să știți. Faceți un drum, plecați undeva, să știți, faceți un drum mai lung, poate. Poate legat de servicii, să vă schimba serviciul, să vă duceți la servicii, orică plecați dintr-o țară în alta, orică faceți naveta, poate pentru servicii, poate să pară și o astfel de situație. Aici, pentru văd pe unii, să zic așa, că parcă v-ați ocupa, parcă vă duceți și duceți ceva, parcă ceați mai multe persoane, probabil, orică intrați într-un grup care ajută pe alții. Da, operă de binefacere, cum ar veni, când de caritate duceți, parcă sunteți cu pachet aici, orică veți primi pachete de la cineva, că e un grup de persoane aici care vin și aduc câte ceva, da? Deci puteți fi de o parte sau de alta, aveți nevoie de salvare sau veți salva pe cineva. Aici vor fi, iar vor mai fi niște proteste, deci se vor ține lanț, niște situații, dar n-au efect așa prea mare, doar aici au, aici în societate, aici în afara casei, legate de afaceri, legate de petreceri, de lucruri așa, dar e multă negativitate, adică, nu știu, persoane care gândesc, nu că negativ neapărat, că gândesc să facă lucruri, să păcălească pe alții, să-i atragă niște șmecherii, să facă niște șmecherii, care au legătură și cu dragostea și petrecerile, au legătură și cu banii, cu afacerile, că aici sunt pe mai multe. Cum să zic, zici că sunt niște. Are legătură și cu litera de R, văd un P, mai văd, am zis multe litere care sunt aici. E foarte mult ezoterism pe negru, cu toate că aici dedesubt sunt persoane care au totuși lucrează și cu ezoterism bun, pe alb, dar nu reușesc foarte mult, pentru că edita mai aici, sataniști, nu știu ce sunt, poate să fie vorba și de astfel de persoane. Dacă sunt. Dar n-aș putea să spun, nu știu. Deci sunt într-adevăr, sunt niște simboluri grele, ezoterice, pe care ele sunt băgate unele în altele și e foarte greu de deșifrat. Cu toate că deasupra vor sta îngerii, se vor întâlni, dar nu intervin pentru că nu e credință suficientă, nu sunt suficiente persoane care să-și dorească acest lucru, nu îmi dau seama ce e aici, pentru că
Văd că stau deasupra, dar nu sparg această deocamdată. Deci iar s-a acumulat într-un loc. Da, deci și deasupra acoperit, să nu se mai vadă. Deci e ca și cum, dar e îngerul morții ăsta, deci eu așa îi spun. A acoperit cu aripile, de nici nu mai vezi și de desubt. Totul se lucrează, deci zici că îngerii au coborât în inima voastră, au coborât totuși în jos să facă lumină. Cam asta, nici nu pot să spun mai mult. Veți avea totuși noroc, uite. Deci, să zic așa că primele zile pot să fie cu multe, poate stres, mult stres, multă greutate, să zic așa. Cu toate că prima zi, azi, mâine, pot să spun că sunteți liniștiți, relaxați. Veți lua și un dar mai mare de bani, da? Veți avea un dar mare de bani care vine către voi sau vă vine o propunere. Poate unii dintre voi luați un împrumut. Poate să fie și acest lucru. Sau cineva vă împrumută cu niște bani. Văd iară Italia la voi, unii puteți chiar plecați, poate în Italia, că văd dita mai cisma, da, cu piciorul, parcă pe, sau sunteți pe picior de plecare, sau aveți de-a face cu persoane cu haină de stat, poate să fie și o astfel de situație. În inima voastră, în schimb, sunteți mai liniștit. Văd aici un gâl la voi, avion, vă vine veste, telefon, mai văd, da, bă, aveți persoane care vin și pleacă cu avionul din inima voastră, sau aveți persoane care vă dau vești de la distanță. Vă vine patru, totuși atenție la o ceartă cu o literă de C sau L, mai văd aici. Cruciuliți, aflați și voi de niște. Da, aveți și voi niște încălceli, trebuie descălcite niște situații legate de bani, le văd eu aici. X-uri necunoscute aici, faceți cunoștință cu niște persoane necunoscute, dați foarte multe avioane, deci multe vești care vin sau persoane care le aveți voi pe inima voastră care fac călătorii cu avionul cu care voi discutați, da? Deci veți avea niște discuții. Aici pentru unii dintre voi vă văd așa într-o dragoste, deci am zis că și aici văd aici că vă cineva, dar și aici în inima voastră, dragoste, orică la prima vedere, ori e o dragoste foarte mare între voi, aveți o dragoste voi mare. Posibil pentru unii să apare și o propunere în căsătorie, să știți, dar e, sau împăcare, poate să fie vorba de împăcare, dar e o îndrăceală, deci nu, e, atenție că e o chestiune de îndrăceală, deci ori vă înșală, vă minte cu ceva, ori să nu apară certuri, discuții, pentru că între voi e foarte multă pasiune, foarte multă atracție, că poate de aceea am văzut acest bărbat și această femeie care se vin unul către altul, se îmbrățișează și apoi se iasă cu ceartă și scandal. Atenție așadar, îmi par niște situații îndrăcite aici, ori legătură cu cineva îndrăcit, eu uite și o falsitate de cea mai vulpe aici, deci nu gata. V-am spus destul aici pentru prima variantă, nu par așa. Uneori apar foarte pozitive, alteori apar mai puțin pozitive. Wow, voi aici în casă, ce aveți voi aici în casă? Aveți niște două persoane care se pupă aici, v-ați întâlnit cu cineva, v-ați pupat cu cineva, deci văd aici două chipuri pe alb, așa, două persoane frumoase. Poate aveți și unul dintre voi aveți și copii, da? O hotărâre în casă, vă vine verighetă, vă vine veste de verighetă în casă, nu știu, sau bani, da? Vă vine cineva în casă, în orice caz, vă văd cu persoane în casă aici, aveți pe cineva deja în casă sau vă vine persoana iubită în casă, vă vine cu derulețe, deci aici văd de niște foarte frumos, foarte pozitiv, cerere în căsătorie, nu știu, e chiar căsătorie, aveți ceva, evenimente de sărbătorit, voi dar le faceți la un cazul așa mai restrâns, zic, e foarte multă dragoste între voi, împăcare, vești, dărulețe. Ce să spun, zilele astea sunt foarte frumoase la voi, da? Deci foarte pozitive, sunt oftați totuși de ceva, mor de ceva, aflați, voi aveți, voi, sau vă luați de pe suflet, să zic așa, vă luați de pe suflet un, cum se spune, o grijă, aveți un succes, veți avea un succes, orică faceți o cucerire cu cine, pe, cuceriți pe cineva, pe cineva foarte cu putere, foarte, da, o persoană care are putere, are o situație, are și un stil de viață mai deosebit sau are, cum se spun, are succes în societate, văd aici, faceți un drum lung, deci voi faceți drum, drum, vă caută de la drum, faceți drum, aici vă văd într-un drum lung voi. Un drum legat poate chiar de străinătate pentru unii dintre voi, da? Deci are legătură cu drumurile în străinătate. Posibil pentru unii dintre voi să fiți deja însărcinate sau să rămâneți însărcinate. Văd aici, poate, sau de aceea e acel copil, poate să fie și nașterea unui copil de curând, copil mic, bebeluș, poate că l-aveți în casă deja, deci mă văd aici așa ca o femeie care veți face, poate în următoarele zile faceți chiar niște cumpărături legate de copil, pentru copil, cumpărați ceva de valoare,
cred, veți cumpăra și ceva de valoare. Mai văd aici totuși un C, mai văd aici cineva cu litera de C sau G, cu verighetă pentru voi, cineva vă iubește, să știți, deci sunteți iubiți. Vă împăcați sau vă și ceruți în căsătorie, pentru că ia uite aici cum aleargă cineva către voi și voi către cealaltă persoană, adică sunteți foarte nerăbdători să vă întâlniți, deci foarte curând, dacă nu vă întâlniți azi, vă întâlniți în zilele următoare, apar aici situații așa de așa, cu noroc, cu succes, te mai pot coaba aici cu noroc, deci veți avea una, două, trei, mai, trei cel puțin ocazii, patru, veți avea niște oportunități, fiți pe fază, că în zilele următoare pentru voi vin niște oportunități așa, ca niște miracole, că ia uite ce îngeri sunt aici deasupra voastră, vin niște miracole. Și la nivel de societate, ia uite cât își întinde aici aripile îngerii, da? Deci voi, în a doua ceașcă, aveți mult mai multă energie pozitivă, aveți foarte multe, deci sunteți persoane care v-ați ales această ceașcă a doua, prima a fost cu mai multe persoane care s-au dus că au fost, cum să spun, intră într-o zonă negativă, poate dintr-un că e de vreme, că e de ceva, dar aici, în această ceașcă, intrați într-o zonă în care e în multă zăpadă, multă ninsoare, poate să fie chiar un foarte multă zăpadă, deci foarte multă frig, poate, foarte mult frig, da? Văd aici că e multă situație de acest gen, zăpezi care vin parcă în două valuri, sau vor face blocaje, zăpezile, deci vă zăpezile unde se fac, unde vin așa grele mari, parcă nu mai se circulă, nici nu se mai circulă. Sunt și îngeri care stau și veghează, ia uite, iară văd vânt, deci iară e o zeu vântul aici, da? Deci încruntat așa puțin și dintr-o parte suflă, parcă suflă și din alta. Și iau-te câte îngerul aici cu aripile deschise ca să-l împingă, să-i împingă, să-l potolească, să zic așa. Deci rugați-vă că credința, să știți că ajută, că iau-te câte îngerul aici, parcă sub formă și de, ca un T, așa, cu aripile ridicate, așa, e foarte multă, se curăță niște energii, se fac niște clarificări, se fac curățări energetice, poate și legate de sănătate, se fac curățări, sau, mă rog, e multă lume care lucrează pentru sănătate, dar se fac curățări energetice și la nivel de ezoterism. Deci, voi sunteți într-o perioadă de clarificări, de lucru care se așează, de calm, poate, de relaxare, orică stați acasă, că aveți niște goluri aici, voi, sau nu sunteți acasă, sunteți în altă parte, da? Nu sunteți de aceea, sunt aceste goluri în casa voastră. Cineva, totuși, vă așteaptă acolo. Poate să fie și o astfel de situație. În orice caz, luați niște daruri, una, două, trei derulețe care vă vin vești astăzi, mâine. Face comunicați mai mult, văd și litera de C, de I, iarăși la voi aici comunicați cu o literă de I sau cineva care e într-o țară cu litera de I. Da, mai văd G, L, B, R, da, sunt aici multe litere. Dar aveți noroc, să știți că aveți, v-am zis, niște potcoave, da, deci stres, o să aveți și voi câteva momente de stres, așa, să zic, vă enervați pentru niște drumulețe, pentru prea, orice casa e aglomerată, unde vă duceți voi și vă enervează, că nu puteți voi repede să rezolvați, trebuie vă trimite dintr-o parte, că aici îmi pare că sunteți parcă undeva într-o instituție, la mai multe ghișee, deci vă duceți la ghișeul ăsta, rezolvați ceva, vă mai trimite la un ghișeu și vă enervează. Că e și lume care stă, parcă să aștepte, orică e la cumpărături, faceți că aveți de făcut niște cumpărături, că poate voi aveți niște evenimente. Eu așa zic că ar fi aici. Aici iară ceva legat cu trenurile, iară o să nu fie legat de zăpezi, să se înzăpezească, că parcă e prea lung așa cât ai trenul, iau aici cu vagoane, una, două, trei, văd eu cel puțin. Da, dar parcă să nu se întâmple ceva acolo, că prea s-au adunat. Parcă nu s-ar, n-ar fi, adică nu ar apuca să se întâmple de rău, că sunt îngerii care stau deasupra și imediat intervin. Poate să fie o situație de acest gen, adică se înzăpăzesc, dar nu se întâmplă nimic, accidente, că sper să fie așa. Adică eu așa văd aici, văd îngerii care vin imediat, intervin, parcă să oprească și pe una și pe alta, că parcă vin din două, am zis din două părți, are legătură poate și cu vântul care împinge zăpezile către o anumită direcție, poate să fie și acest lucru, să ningă într-o anumită direcție, să se acumuleze zăpezi. În orice caz, văd aici persoane și din altă societate care vor interveni, persoane mai tinere le văd eu aici, dar cu ca niște cerbi, bărbați frumoși, așa, persoane mândre sau care au putere, sau veți cunoaște voi, ca la nivelul vostru personal veți cunoaște că aici îmi pare, că și aici am zis, și aici, pare că vă întâlniți undeva și în afara casei cu persoana iubită.
pare și o astfel de situație, văd aici că vă întâlniți undeva, într-o zonă neutră, să zic așa, da? Deci vă întâlniți undeva, la munte vă duceți voi, poate vă duceți și la munte, faceți călătorii la munte, aveți niște oportunități acolo la munte, sau mă rog, vă veți bucura, vă veți relaxa, veți fi într-o perioadă de relaxare, să zic așa, de bucurii, de persoane, că sunt multe persoane pozitive, tineri mai puțin, tineri pe copii, mai puțin. Dar sunt tineri aici, multe persoane tinere, cu energii pozitive, au legătură și cu calmul, că uite, deci că sunt simbolul acela yin-yang, știți, chinezești, japonezi, au legătură poate și cu persoane cu cultura japoneză, cultura asta chinezească, într-un fel sau altul, dar într-un sens pozitiv aici, că văd mult yin-yang. Mai așa le vezi, uite-le cum sunt aici, una, două, trei, patru. Aveți de-a face poate cu, veți, vă faceți niște cursuri, unii dintre voi vă văd aici, poate că sunteți aici în niște grupulețe de persoane care fac, nu știu, exerciții de relaxare, ezoterism, yoga, chestia aceasta ca să vă menține zenul, să zic așa, energia pozitivă, se fac astfel de situații. Da, deci... orică lucrați în mai grupulețe cu persoane și faceți niște cercetări acolo, că aici e multă energie pozitivă, multă lumină, cum să zic, revelații, adevăruri, descoperiri, apar niște noutăți. Orică la nivel de societate se fac chiar niște descoperiri științifico-fantastice, nu știu să zic așa, se descoperă, nu știu, zborul pe mașina zburătoare a timpului sau nu știu, ceva să descoperă aici. Ce eu văd aici sunt niște revelații, niște minuni, nu pot să le spun altceva, că e multă, foarte multă yin-yang, foarte multă lumină, beculețe, steluțe, da, deci stelele sunt favorabile pentru niște descoperiri, probabil, și din altă lume poate să fie legătura și din altă lume, parcă coboară, din altă lume se coboară pe pământ, uite cât ai, drumul e deschis aici pentru a coborâ din, vin parcă din două lumi, două părți, două, deci eu văd așa situația. Foarte grăbiți veți fi la un moment dat, vă văd aici grăbiți să vă duceți să faceți niște rezolvări legate de niște de servicii aici, pentru niște probleme legate de servicii, să aveți niște interviuri aici, parcă ziceți că sunteți niște, orică pentru copii, pentru școală ceva, să rezolvați ceva pentru școala copiilor, ori pentru voi să faceți și niște cursuri. Multe, totuși avioane iar aici, vor fi o perioadă în când se va mai da drumul la călătorii, deci urmează o perioadă în care aici parcă par mai pe loc, mai așezate, va fi zăpadă, va fi vânt, va fi, se curăță energiile, se stă pe loc, dar cum să zic, se mai curăță, dar vor mai fi și blocaje, uite-le aici cum sunt adunate, da, blocajele și la voi. Și la voi multe, aici parcă să zici că e pomul cunoașterii, da, aș putea să spun, pomul cunoașterii, deci voi probabil că veți studia mai mult, dar și uite, și la voi e helicopter aici și Doamne ferește să nu fie ceva un dezastru, da, deci uite aici parcă zici că ia foc ceva, ce să zic, se întâmplă ceva, nu, e foarte aglomerat și n-aș putea să, deci, nu vreau să sperii, să dau cum să mă pronunț, dar se întâmplă ceva, că uite câte ochii de nelude, de drăgușor aici și uite că are pe capul său, deci care dita mai crucea, dita mai îngerul morții pe capul său, uite cu aripile deschise și aici deasupra sta această situație, deci poate să fie ceva, nu știu, e ca zici că e apocalipsa acolo, deci parcă zici că e un călăresc pe cal aici, coif pe cap, da, aici iar. Mai văd, deci vor fi niște situații conflictuale, poate, sau, nu știu, grele, blocaje, energii negative, sau, într-adevăr, se vor întâmpla niște dezastre în anumite locuri. Nu pot să vă spun că vă afectează, că e undeva în altă parte. Nu e, deci, dar auziți și vor face niște schimbări, poate, la nivel de societate, pentru că se întâmplă niște lucruri undeva și se produc reacții în lan și e nevoie să se ia niște măsuri. Și, într-un fel, mai târziu, mai devreme sau mai târziu, vă va afecta. Deci, eu așa vă lucrurile. Și vor fi și arestări, chiar, văd, deci vor fi arestări, vă spun eu că vor fi niște arestări, persoane chiar cu funcție, poate, văd aici, cu toate că pentru unii pot fi niște oportunități acolo, că apar niște drumuri, să deschid niște drumuri, să deschid niște drumuri, niște uși, da? Dacă vă grăbiți și sunteți pe fază, vi se vor deschide, totuși o dușmănie, aici poate să apară o neplăcere, o dezastru și din cauza unei dușmănii. E o răutate, văd aici totuși un avion pe alb,
o credință mare, dar e un bâră răsturnat, mai văd cineva care stă în genunchi să roagă. Sunt niște hotărâri de luat aici, chiar la nivel înalt se vor lua niște hotărâri, da? Deci sunt niște întâlniri la nivel înalt pe mai multe state, cred că, sau pe mai multe persoane. Orică voi vă duceți la vreun eveniment, după ce treceți de această perioadă grea de blocaj, de bucurie, vă duceți și vă întâlniți cu niște persoane și faceți niște un eveniment, orică la nivel de societate vor fi niște situații pentru să se deblocheze, se vor întâlni niște persoane ca să deblocheze niște situații care parcă nu se mai... Ia uite, îngerii aici, cât stau ei aici de mult, da? Deci unii sunt, intervin cu gura mare, uite aici, parcă zici că te încearcă să și avertizeze, să zic așa, să strige. La alte persoane sunt aici, la, da, deci fiți atenți că urmează, deci stă aici exact unde începe această situație și parcă zici că îi avertizează, nu mai veniți sau stați acolo sau fiți atenți sau nu știu cum să zic, sunt niște îndoieli, are legătură cu, sunt niște semne de întrebare pe care vi le spuneți. Doamne ferește să nu auziți de vreun doliu să vă supere, să vă urcă ceva, urcă. Trebuie să stați la distanță de partener, orică trebuie să faceți o clarificare aici, nu știu ce să zic că se întâmplă, că eu niște, sunt niște îndoieli și apoi sunt de luat niște hotărâri, da? Au legătură și cu serviciu, să știți, cu banii, cu drumurile către servici, deci poate că vă veți gândi să lucrați de acasă, unii dintre voi, să găsiți acasă și veți găsi acasă alternativa. Deci ocupați-vă să faceți niște cursuri, că eu v-am zis aici că aveți astea, sau că încercați să faceți exerciții de meditație, de relaxare, că o să vă vină idei, veți, vă veți ilumina. Deci nu se poate să nu fie, veți lucra de acasă, veți avea... Deci nu vă văd într-o situație negativă. Deci chiar dacă rămâneți fără servici, lucrurile se vor rezolva la voi pentru că vă vin niște idei. Veți avea niște uși deschise, niște oportunități. Deci eu vă văd așa... deci puteți primi cadouri. Ia uite câte lănțișuri frumos aici. Da? Puteți primi cadou un lănțișor. Da, sau un inel, poate, e vorba și de un inel cu bijuterie, da, deci poate să fie, a scos afară totuși un dar, un cadou, sau o căsătorie, ați dat-o afară din cărțile voastre, să zic așa, dar ocupați-vă și de sănătate, sau voi vă veți ocupa de sănătate, dacă nu chiar voi lucrați în sănătate, că poate de aceasta e atât de mult tab la voi, pentru că lucrați în sănătate și atunci, normal, având de-a face cu multe persoane care se îmbracă în alb, veți avea astfel de situații, da? Deci cam asta ce vă duce la a doua variantă. La voi mai puțin pentru că văd că a fost așa mai limpede, mai curată și să vedem și la a treia. Wow! Și la voi frumoasă! Voi aveți îngerul păcii, îngerul pe inima voastră. Și în casă l-aveți. În casă, în casă, în casă. Deci voi aveți aici în casă un înger. Aveți un înger, aveți un înger în casă. Vă vin vești, una, două vești, trei vești. Vă vin niște vești repede, repede. Vă vin niște vești, bani chiar, oferte de câștiguri. Cineva cu mașina, vă caută cineva cu mașina. O să aflați și voi, uite, aici parcă zici că, o să aflați și voi repede, parcă zici că cineva cu elicopterul caută o mașină. Da, sau, sau o să aflați poate de vine cineva, vă ia cu mașina, cu elicopterul, că ziceți că parcă plecați, așa ziceți, că sunteți într-o situație de, cum să zic, că sunteți persoane din lumea bună care plecați cu mașina, însoțiți ca persoanele diplomatice, ca diplomații, ca persoanele cu corpul diplomatic, da, care plecați cu, vă însoțește. Însoțesc gărzi de corvă, încăsoptește elicopter, vă însoțesc. Sau, Doamne ferește, să nu se caute cineva aici, poate să fie și o astfel de situație pe lângă voi, în orice caz, pe lângă casa voastră, poate să fie aici o situație. Vă trebuie mai multă credință. Da, credința pare că ajută, vă salvează, face lumină într-o situație. Mai văd un fâl la voi aici, o barcă, o călătorie. Călătoriți undeva sau vă vin vești de la drum, de la cineva, un fâl, poate chiar. Un tâtul răsturna la voi aici, văd. De fapt, nu e un tu răspunat, e un tu dublat, aș putea să spun. Da? Un fâu, o barcă, are legătură, dar un fâu parcă zici că cade în nas, cade în bot. Da? Aici pare o situație așa. În casă am zis, luați un dar. Dar vă vin, să știți, două daruri mai mari vă vin vouă.
Da? Deci veți avea de luat niște daruri, data de 9, 19, 29, 27, 29, vă dau aici niște cifre. La voi veți avea o perioadă voi mai liniștită și voi sunteți mai liniștiți, mai clar, să zic așa. În casă la voi pare că este un îndur, este ori o dragoste foarte mare, foarte frumoasă, în care își întinde aripile așa, să zic eu, a înflorit o dragoste la voi acolo, sau e un înger în casa voastră, fie că îl vedeți, fie că nu-l vedeți, sunteți voi un înger sau aveți un înger în casă, o persoană foarte, să zic așa, cu capacități poate mai deosebite, o persoană mai curată. Se face niște curățări și, și voi aveți aici, aveți un succes, deci, nu știu, cu studii, orică dați examene, luați niște examene, orică aveți de dat un interviu, ceva, că eu vă văd aici într-un succes. Deci vă văd într-un succes, cu toate că aveți poate și niște agresivități, cineva care încearcă cumva să vă amenințe, dar nu reușește. Cineva care parcă e ostil, vă e ostil, nu știu, că nu vrea să vă, vor să nu vă certați cu cineva pentru niște reușite care vreți voi să le faceți pentru casa voastră sau imediat în afara casei. Aici văd că apar niște schimbări, să știți la voi, apar niște schimbări, că de servici, că de casă, aici schimbați ceva. Păi mulți, să știți, totuși vă văd singuri. Deci nu vă văd într-o relație, văd un F care e căzut în bot, mai văd un T care este răsturnat, da? Mai e ezoterism aici puțin pe invers, aș putea să spun. Parcă s-a făcut o lucrătură pe invers și a răsturnat și pe F și T-ul ăla s-a răsturnat. Da, deci are legătură poate cu litera de F, are legătură cu o barcă, cu o călătorie, poate, sau cu cineva care vine cu barcă, sau e nevoie să salvați pe cineva. Aici, bărcile la mine apare, pot apărea niște inundații, pot apărea sau, nu știu, poate să fie și zăpadă, foarte multă zăpadă, poate să fie, da? Mai degrabă spune fiind barcă, mai degrabă spune că are legătură cu apele, o inundație, poate ceva care vine, da, pe neașteptate sau nu știu ce să zic, legat mai prudenți cu apa, că pare pe la voi, pe lângă casa voastră, da, deci sunt multe persoane curioase care sunt cu ochii pe voi aici, atenție să nu vă certați totuși cu cineva, am zis deja, dar pare cu păcare până la urmă, adică nu e ceva de durată. Aici vă văd repede, repede, în afara casei, voi vă veți îndrăgosti, să știți, sau vă întâlniți cu persoana iubită, vă dragoste aici la voi, în afara casei, da? Deci vă întâlniți, faceți cunoștință cu cineva, apar noutății în dragoste la voi. Sarcină. Aveți grijă dacă nu sunteți, controlați-vă dacă nu sunteți însărcinată sau apară sarcină. Sau aveți de-a face cu femeie însărcinată aici, într-un punct, o zi, o săptămână, o oră pentru un dar. Orică la servici lucrați cu această persoană, vă înțelegeți bine cu această persoană, că văd între voi un dar, orică veți avea cadouri, daruri, pentru că sunteți însărcinată, inimioară, bine, inimioară, sunt mai multe persoane care vă iubesc, să știți, veți avea, sau veți avea de ales, între două inimioare, văd aici cel puțin, două inimioare, ori aveți două dragosti, poate pentru unii sunteți într-o relație, în trio, în care sunt, mai aveți pe cineva, da? Deci mai iubiți pe cineva, vă aici mă întâlniți cu cineva, vă întâlniți, parcă stați undeva cu capetele în jos, așa, și parcă vă e rușine, să zic, e o dragoste la început, în care aveți, încă e, să zic așa, niște timiditate, dar e frumoasă, apare fâu pe alb, vă împăcați cu acest fâu, poate, sau, să zic, da, deci apare iară fâul ăsta, se repetă, apar călătorii cu avionul și la voi o să aflați de niște călătorii. Sunt niște amenințări aici, totuși, niște frecușuri legate de avioanele astea, niște blocaje. Unele pleacă, unele nu pleacă, se amână, văd aici, au legătură și cu case regale, deci au legătură cu coroane. Deci orică sunt persoane de la nivel înalt, orică sunt cu legătură cu state, cu case regale. Da? Și parcă se mai, unele se amână, unele se pleacă. Se fac sunt niște mici frecușuri, să zic, dar nu dă rău, adică este tot răul spre bine cum ar veni, da? Pentru ca să se liniștească lucrurile, ca să se facă clarificări. Se face multă curățenie, aș putea să spun, multă clarificare se face. O să auziți și voi de un deces, dar nu știu dacă vă interesează, poate să fie din societate. Aici voi o să aflați, se fac niște schimbări la nivel de societate, să știți. Dar în bine, se fac niște schimbări, să zic așa, care mai fac niște clarificări.
Da, mai fac niște clarificări, mai pun lucrurile pe un făgaș mai corect, așa, iară, 9, 19, 29, plecați undeva aici, sunteți invitați poate la o petrecere, la un mic eveniment, nu sunt evenimente mari, par. Noroc să știți, câte ai potcoava de frumoasă aveți, voi atrageți ca un magnet niște situații pozitive în viața voastră. Deci, să zic așa, deci voi, eu zic că pe unde vă duceți voi, în afara casei, în mod special, sau chiar la serviciul vostru, dar în drumurile voastre, în orice caz, fiți pe fază că aveți niște oportunități. Ori că veți cunoaște persoane care vă pot da o idee, ori că aici vă văd undeva într-o instituție unde vă duceți și parcă acolo apare iar o șansă, un noroc. Te întâlnești că aici pare că vă întâlniți cu cineva, stați de vorbă la un ghișeu și acolo vă spune ceva. Vă spune ceva și v-a prins un beculeț, v-a vine vreo idee, da? De un drum, parcă că pare că faceți și un drum, da, sunteți, deci eu zic că ați face bine să fiți mai atenți, cu urechea mai, să zic așa, și cu ochii mai mari și cu urechea mai ațintită la ce se spune și la ce vedeți, pentru că să știți că sunt pentru voi niște oportunități. Ori ca să evitați niște situații, că totuși aici apare o situație puțin, cum să zic, ca și cum ar fi ceva să o blocheze, și evitați în ultimul moment, că eu vă văd că ieșiți din această situație, orică aflați ceva care pe voi va duce altceva. Deci va duce că uitați ce frumos urmează după aceea, o perioadă mai clară, mai liniștită, mai... cu toate că o să vă întâlniți cu o vulpe, aveți o cunoștință, cineva care nu e sinceră și trebuie să fiți mai prudenți aici, dar o veți evita. Ori veți reuși să o descoperiți, are legătură cu un succes în societate, aș putea să spun, pentru că văd mai elefantul. Deci are legătură cu un succes în societate, poate cu a avea succes în societate, a lua niște interviuri, poate, văd aici, pentru că unul dintre voi are legătură cu niște mulțiri de bani, deci poate are legătură cu ori cu afaceri, ori cu câștigurile. 3, 13, 23, iară 23, 29, 27, 28 cifre. Astea sunt cifre pentru voi care pot fi cu noroc. Văd mai multe cifre, adică ia jucați voi la loto, că uite cum se adună aici. Da? Deci, iară 5, 15, 25, deci fiți pe fază că veți avea niște, una după alta vă vin niște dărulețe sau ocazii de a câștiga bănuți. Puteți intra și voi într-o mică aglomerație, dar nu de rău. Vă văd aici că cineva vă așteaptă. Să știți că cineva vă așteaptă, undeva la un drum lung vă așteaptă cineva, să știți. S-ar putea unii dintre voi chiar să plecați, chiar să vă gândiți să plecați mai încolo, să faceți un drum lung. Da? Sau dacă nu plecați voi, persoana la care vă așteaptă se gândește ea să vină la voi. Deci are mintea sa, deja gândește. Sunt două persoane, parcă aș putea să spun. Două sau trei în această situație aici, care stau și uită pe drum. Orică sunteți voi cu gândul, ochii, deja să plecați, să vă orientați să plecați, faceți o schimbare în orice caz, deci faceți o schimbare mare, aș putea să spun, o șansă mare, eu în dragoste aș putea să spun pentru voi, poate că vă căsătoriți, faceți o schimbare în acest sens, cunoașteți dragostea și plecați, poate să fie cineva din la un drum, din altă parte, vă mutați la acea persoană sau, da, deci pare așa o situație la voi, deci veți avea un succes în orice caz, și în instituțiile statului și în afacere. Deci dacă aveți afacere proprie, eu aici vă văd pe voi într-un succes. Am zis că sunteți aici în centru atenției într-un succes și aici, dar într-o instituție, la fel, vă văd într-un punct, o zi, o săptămână. Deci durează acest succes. Cu toate că acolo unde aveți voi succesul, să știți că trebuie să fiți atenți că sunt foarte multe încălceri, foarte multe lucruri încălcite, de descălcit. Urmează totuși niște situații negative și la voi aici. Apar niște situații conflictuale. Deci totuși fiți prudenți că uite aici câte persoane, parcă zici că stă deasupra altei persoane, cu genunchiul apasă. Da, apare aici o situație de bătaie, să zic așa, ca și cum de scandal. Atenție că sunt niște persoane care parcă se iau la scandal. Aici una aleargă, are legătură cu niște X-uri, cu niște necunoscute, persoane necunoscute sau are legătură cu niște mulțiri de bani, bani mai mari, mai mulți, are legătură cu mulți bani. Da, sunt persoane tot îndrăcite și acestea, așa, mai sălbatice sau nu știu cum să zic, mai agresive, da, e multă agresivitate sau, Doamne ferește că sunt și avioane, să nu fie probleme, conflicte la nivel de state, de, mă rog, așa, ostilități, nu știu, n-aș putea să spun dacă chiar vor fi, că parcă se mai curăță, parcă se, dar vor fi proteste și să știți că nu, deci de cutremură, să știți că nu scăpăm, nu scăpăm de cutremură, deci nu scăpăm. Nu scăpăm, vor mai fi, să știți, vor mai fi, vor mai fi. Vor mai fi nevoia asta de salvare.
ce nevoia asta de salvare aici, că văd aici aceste situații cu bărcile astea care, bărcile la mine înseamnă salvare, deci călătorii cu bărcile, ape care se inundă, așa, deci din ce am, mi-am dat eu seama pentru mine, asta înseamnă în cafea când îmi apar. Și sunt foarte mulți sângeri aici la voi, foarte, foarte mulți, foarte mulți, foarte, foarte, foarte mulți. Eu aș putea să spun că e ceva și de la, din altă lume. Deci, cu siguranță apar iar din nou revelații din altă lume. Parcă zici că coboară pe pământ, adică, cum să zic, vin, parcă zici că sunt nave extraterestre care vin către pământ, da? Deci vin pe pământ. Da? Dă mai cruce aici, o să aflați un dolu mare și voi. Vor fi serioase situații, iar Îngerul Morții aici parcă duce în spatele său ceva, o cruce care... Deci are legătură și cu niște credințe care sunt răsturnate sau nu e lipsă de credință, da? Deci e aici persoane care au legătură și cu bani. Lipsa asta de credință are foarte multe interese cu de bani aici. Cu bani sunt. Dragoste, uite cât ai cineva care vrea să facă, să iubească pe cineva, dar prin lucruri, nu să zic, ori cu forța, că sunt agresivități, ai niște amenințări, ori prin niște lucruri malefice, multă durere pe inimă, e multă durere pe inimă, multă suferință pe inimă. Deci persoane care suferă și persoane care fac să sufere pe alții, văd multă dușmănie, are legătură cu niște bani, cu niște case, mulțiri, sunt niște lucruri, aici parcă zici că ești niște romburi, are legătură, ceva în romb, aici nu știu cum să zic, e mult ezoterism aici, să știți, foarte mult ezoterism. Dar ezoterim, așa cum să zic, și pe alb și pe negru, zici că e ca pe tabla de șah aici, da? Un sâm mai foarte mare, un succes totuși îl veți avea. Veți avea un succes cu o persoană brunetă, aș putea să spun, care are în capul său o dragoste, dar e pe negru. Orică a fost îndoliat, a pierdut pe cineva, că poate de aceea e credința, aici îmi pare că cineva vă iubește. Deci o persoană care are o dragoste în capul său, dar are și un doliu, a suferit, poate are... sau vrea să vă ajute, dar ea e și o persoană îndrăcită, uite câte cornele are aici, da? Cât ai botul, pare, e mai tânără această persoană, dar e îndrăcită, să știți, îndrăcită pentru bani, sunt persoane tinere aici care sunt îndrăcite pentru bani, da? Deci, cineva vă oferă un buchet de flori sau un dar, un cadou, ceva, vă dă ceva, vă întinde ceva, da? Deci cineva cu litera de E, parcă văd aici, vă duceți undeva, poate vă întâlniți cu cineva cu litera de E. Deci ori vă căsătoriți, ori că vă împăcați cu fostul vostru soț. Da, aici îmi pare pe o situație de acest gen. Pentru unele poate să fie, de aceea v-ați avut aceasta, aveți această inimă în cap, pentru că e multă suferință, a fost o dragoste cu multă suferință, dar e posibil să apară o împăcare. Nu e încă decisă, într-un punct, o umbrelă, aveți o protecție totuși, să știți, aveți o protecție. Luați-vă totuși umbrela cu voi pe undeva, pentru că s-ar putea să strice iară vremea. Iar o potcoavă, Doamne, la cât ai potcoava de frumoasă. Deci voi veți atrage un noroc foarte mare, foarte mare. Ori veți cunoaște pe cineva, e un sâ aici, mai văd, da? Un sâ, iară sâ, de două ori sâ, persoane cu cineva cu sâ. Orică vă păcați cu cineva cu sâ, orică cineva cu sâ se gândește, aveți, vă ancorați undeva, vă faceți o stabilitate undeva. Aflați și voi de cătușe, aflați de multe cătușe, În inima voastră faceți niște schimbări, aveți multe schimbări, daruri multe, voi multe daruri, voi orică lucrați cu bani, orică veți face niște reușite pentru bani. Aici o dată de 9, 19, 6, 26, ora 6, 2, 6, văd aici, vă ancorați, deci vă stabiliți undeva, vă faceți o rezidență, vă faceți acte de rezidență sau vă ancorați undeva, vin vești, voi parcă orică lucrați voi cu ceva care duceți, faceți vești, că vorbiți la telefon, aici vă văd undeva la o masă că scrieți sau faceți ceva la masă, la computer, nu știu ce faceți voi. Da, aveți, ori vă duceți la, s-ar putea aici să fie că mai multe, parcă mai multe birouri, vă duceți undeva la mai multe birouri și semnați niște acte, luați vreun împrumut aici, poate de-aia vă faceți o stabilitate, orică vă cumpărați o casă, orică rezolvați ceva pentru casă, construiți la casă, reparați la casă, da, deci văd aici așa o situație. Dacă aveți probleme cu justiția aici sau dacă aveți ceva de rezolvat prin justiție, aici văd că lucrurile parcă se echilibrează, veniți într-un echilibru, aveți balanța aici, poate unde aveți avance cu balanța, mai văd și un sâdan, am văzut, dar săgeată, săgetătorul poate, l-aveți aici voi.
Mai aveți și Capricorn. Un rac mai văd la voi. Ochelari aici, vedeți cu ochelari. Aici parcă e o ceartă. Vă certați pentru ceva. Trebuie să vă puneți ochelari să vedeți mai bine. E o situație că apar niște ochelari. Orică vă cumpărați voi ochelari. Uite, iar aici ceva vă iubește. E cineva care e îndrăgostit. Iar cu, ori e cu C, ori e cu S, văd aici. Data de 9, 19, 29, un I, mai văd aici un F. Cineva vă iubește, să știți, foarte tare. Nu știu dacă vă spune, că ține în capul său și o greutate, parcă mai are pe cineva. Poate să fie cineva care are o relație, dar vrea să am îndrăgostit de voi. Poate să fie și o astfel de situație. E cineva, sau aveți o relație cu cineva care este căsătorită, sau are pe cineva, are, văd un bărbat aici. Pare mai brunețel acest bărbat. Oricare, mai are și un copilaș, putea să spun, un copilaș. Aici, dar are în capul său multe greutăți, cum să spun. Dragostea pare sinceră, dar el nu este parcă, ori are de-a face cu lucruri care nu sunt tocmai, are de-a face cu persoane care nu sunt tocmai ok, orică trece prin niște greutăți, greutăți de greutăți, eu duc aici. Dar are, sau caută o salvare la voi, că aici pare o situație și de salvare. Acest bărbat parcă vrea să vă propună o căsătorie ca o salvare pentru, nu știu dacă pentru voi, cât pentru el. Să fie o salvare, da? Că are niște, nu mai are în cap niște călătorii răsturnate, nu mai poate pleca. Apar situații de căsătorie, de schimbări, de propuneri de căsătorie sau de propuneri de un nou serviciu, dar sunt niște blocaje. Vor fi niște blocaje, iară, nu se poate călători. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos și că următoarele zile, săptămâni, pentru toată lumea va fi cu reușită, cu realizare și vă doresc în continuare duminică plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!